Bun găsit la o nouă ediție, emisiune Agricultura cu un milion de fețe. O să facem o mică schimbare, va fi până la urmă Agricultura cu un milion de știri, pentru că problemele care sunt nu par a fi rezolvate într-un termen util încât să ajungem la milion. Așa că o să încercăm să vă oferim dincolo de analize, comentarii și eventuale soluții și știri care vă privesc. În primul rând, toată lumea așteaptă să înceapă plata subvențiilor. 16 octombrie e cea mai probabilă dată pentru plata subvențiilor România adevărat doar pentru cultura mare, pentru cultura de cereale. Cei care au uh o problemă cu banii și cresc că animale trebuie să aștepte până la 1 decembrie. În orice caz stăm bine la absorpția fondurilor europene, spune Ministrul Agriculturii. El a vorbit și aseară în conferința Afirului, a vorbit și astăzi în ședința de guvern despre ce bine absorbe România acești bani. A fost și un prilej de glume între premierul Mihai Tudose și Ministrul Agriculturii. Premierul începea să îl tachineze pe ministru, spunând că iată, speriat din nou Europa cu absorpția pe FEGA, Fondul European de Garantare Agricolă. Cei de la Agerpress, colegii noștri de la Agerpress, Agenția de știri Oficială a României, au filmat acel mini discurs al unei, și al celuilalt, acea discuție între premierul Tudose și ministrul Agriculturii, Petre Daia. Ea vorbește foarte mult despre ce se întâmplă în guvern. Haideți să vedem și noi, cu ajutorul colegilor de regia tehnică, zecile de secunde în care s-a vorbit despre absorbția fondurilor europene în România. Ce prin al felicita nou pe domnul ministru Daia, care i-a speriat Europa în atragerea de fonduri, nu cu aia. România, în data, în, pe luna august, este e, prima țară ca sumă la e, fondurile europene accesate pe FEGA. Voi informez, domnule prim-ministru, și informez guvernul că până la această dată, din fondul FEGA, procentul de, de accesare este de 99,03%. Puțin, mai aveți loc. Mai e loc și luăm și prognozăm acum și în analiza pe care am făcut-o aseară pentru PNDR, trecem, atingem cifra de 3,2 miliarde de euro pe agricultură, înțelegând aici fondul FEGA și FEADER. Înțeles. Felicitări încă o dată. Asta a fost subiectul discuției între premierul Tudose. Ați văzut și dumneavoastră ce glume au cei din guvern. A încercat de premierul Tudose să destindă atmosfera. Trebuie să recunosc că mai mulți din presă ne-am întrebat întotdeauna de ce se transmit ședințele de guvern. În mod normal, într-o ședință de guvern ar fi cazul ca să discute premierul cu ministrii, să pună la punct lucrurile. Și nu să fie niște ședințe în care unii sunt atenționați, alții lăudați, dar mă rog dă bine la presă și la campania de imagine, probabil cei care o gândesc. Revenind la banii pentru agricultură. Să îl citez pe ministrul Petr Daia, care vorbea, spuneam aseară, la un simpozion, 1,4 miliarde de euro pentru fermieri. Ăștia sunt banii pe care îi vrea ministrul Daia și el spunea așa, în orizontul 2020, acesta este obiectivul și vor, voi cita exact, întreaga suma României trebuie repatriată. E vorba de ceea ce se cuvine Românie, o sumă mult mai mare de altfel decât contribuțiile pe care noi le plătim. Știm că România e un beneficiar net și în agricultură și în dezvoltare regională și în cam toate domeniile. Acolo unde reușim să luăm bani și e bine. Problema e că o bună parte din acești bani care vin de la Uniunea Europeană pentru agricultură, știți și dumneavoastră, sunt subvențiile. Cele care de fapt asigură supraviețuirea fermelor românești sau a bună parte din fermele românești de la un an la altul. Pe partea de investiții și aici nu fac o vină Neapărat uh, celor care trebuie să împartă banii, pentru că o să vedeți, la urma urme vina e împărțită. Uh, degeaba te duci cu o mie de proiecte să ți le financeze Comisia Europeană dacă nimeni nu i-a învățat pe oameni cum să-și facă acele proiecte. Discutam cu specialiști în chestiuni de aderare și preaderare uh, și îmi spuneau așa, Polonia. Polonia e un exemplu general valabil. Știa că aderă în 2004, înainte de 2004, cam de prin 98-99. Au început să învețe pe oameni ce înseamnă proiecte europene, la ce pot fi folosiți banii europeni. Noi avem 10 ani de când am aderat la Uniunea Europeană și nu cred că există un curent național de educație în acest domeniu. Haideți să facem o școală în care să învățăm pe oameni ce înseamnă banii europeni, cum îi ceri, cum se întocmește un proiect. Există tot felul de ghiduri. Foarte bune și acelea, sigur, nimeni nu conteste. Există firme de consultanță, de s-a ajuns ca pe site-urile agențiilor de specialitate în finanțarea rurală să apară ghiduri orientative cu firmele mai serioase și cu firmele mai puțin serioase. S-au văzut cazuri... Da, apropo, aș putea să vă povestesc cazul unui prieten dintr-o comună de, în apropiere de Suceava, la care am ajuns, omul avea un iaz în spatele grădinii, chiar într-o vale, ar fi vrut să le extindă. Da, Domnule am un iaz, am câțiva pește în el, e bun pentru familie, hai să luăm fonduri europene, să-l facem mare și să vând peștele. S-a dus la o firmă de consultanță, a discutat cu ei, domne, câți bani îți trebuie? Păi, îmi trebuie cam 3000 de euro, estimat, spune omul. Foarte bine, facem un proiect pe 5000 de euro, dar 2000 de euro ni dați dumneavoastră acum, ca să fim siguri că am luat banii. E, dacă așa se întocmesc proiectele europene, atunci astfel de firme ar cam trebui să dispară. Și nu e timpul pierdut ca să vă orientați și dumneavoastră, dar revin. Poate că ar trebui cândva statul să se preocupe de acest lucru, să facă o școală de fonduri europene, da? Pleacă dosare de la un minister cum e cel al dezvoltării regionale, vin spre alte ministere către specialiștii lor la evaluare și nu există nicio bază legală de fapt pentru finanțare în acele dosare. Unele sunt prost întocmite, altele au fost transferate doar pe o simplă semnătură. Pare așa un fel de, de bandadă și un uh, heirupism Nu sunt eu în cel mai măsură să critic, dar situația e departe de declarațiile oficiale și de dorința statului român de a absorbi cât mai mulți bani. La urma urme absorpția fondurilor europene nu trebuie să fie în niciun caz un obiectiv în sine. E vorba de, de a face bine țării, de a aduce plus valoare, de a crește. Așa că. Haideți să mai lăsăm sloganurile politice și să ne apucăm, poate că ar fi timpul odată să, să o facem. Uh, unii se gândesc la bunăstarea oamenilor și am să vă vorbesc de o avalanșă de proiecte care se află acum în Parlament. Unele ar trebui să aducă o bunăstare extraordinară micilor fermieri. Ați auzit de fermieri care nu plătește impozite și asta legal, da? Nu evaziune fiscală, nu nimic. Ei bine, există un astfel de proiect de lege care se adresează micilor fermieri. E vorba de fermele care au până în 500 de... Nu, până la 100 de hectare. Destul de puține, totuși, în România, pentru că o fermă Rentabilă e peste 150 de hectare, probabil, sau dacă se ocupă cu creșterea animalelor, 500 de oi sau de capre, 50 de, de vaci, eventual 50 de porci, 1000 de păsări sau 25 de cai. Acestea sunt limitele maxime. Ce înseamnă dacă ai până aici? Că statul te scutește dacă această lege va trece frumos de Parlament, apoi va fi promulgată de președintele țării și va fi și publicată în monitorul oficial. Că puteți să vă luați grija impozitelor, nu o să mai plătiți nimic, nici pentru motorina folosită, nici pentru utilaje, nici pentru animale, nici pentru pământ. Nimic. Veți fi niște oameni care, în viziunea celor care au inițiat legea, o vor duce mai bine, vor avea, vor avea bani mai mulți de investit și vor aduce plus valoare comunității respective. Aș vrea să văd că această lege trece, într-o formă sau alta. Uh, nu știu dacă se încadrează în toate normele europene și nu cumva e un fel de favorizare a unora, să nu intrăm iar la încălcarea legilor concurenței, dar, mă rog, cei care le-au uh, făcut aceste propuneri sunt convins că s-au documentat cât se poate de bine. Spun, uh, rămâne ca legea să treacă și atunci uh, o să scutiți orice obligație fiscală sau financiară. Îmi permis să citesc din proiectul de lege către oricare buget din România, pentru utilajele folosite în agricultură sau zootehnie, pentru terenuri, indiferent de forma de deținere, pentru clădirile destinate creșterii animalelor, depozitării produselor agricole, dar și pentru terenurile aferente acestor clădiri. Iată, o adevărată bunăstare ar urma să se reverse peste oameni. A și mai e un lucru. O să fiți scutiți dacă aceste Proiect legislativ devine fapt, o să fiți scutiți și de plata energiei electrice, nu care se cuvine să o consumați pentru creșterea animalelor. Va, va fi obligatoriu să aveți o contorizare separată, contorizarea este scutită de taxă, va fi instalat gratuit de cei care se ocupă de distribuție. Eu spun ce scrie în proiectul de lege, pentru că dumneavoastră, dacă locuiți într-o comună eventual mai îndepărtată de un centru de oraș, știți că durează până firma respectivă vine să vă conecteze, să vă facă branșamentul, să mai pună și contorul, ca să nu mai spun că până acum erau niște costuri exorbitante, da? mii de lei pentru a, a te conecta la curent ca în calitate de consumator individual. Ca firmă nici nu mai spun că trebuia să girez cu profitul pe un an de zile înainte. Deci, să le dorim succes parlamentarilor care se gândesc la aceste lucruri. Mai sunt foarte multe, o să le detaliem și în zilele viitoare. Ajutoare speciale pentru crescătorii de porci, pentru cei care se ocupă de păsări, separat de toate acestea, încât, la un moment dat, din agricultura în care se chinuie foarte mulți oameni și încearcă să reziste, cred că o să constatați că te poți îmbogăți foarte ușor, glumesc, evident, că munca va fi mult mai bine remunerată, că o să aveți profituri uriașe și că România va deveni un tigru al agriculturii europene, așa cum ne place să ne lăudăm că tot avem o creștere economică de vreo 5,4%, nu mai știu. În fine, rămâne ca datele să fie confirmate și nu doar scriptic și acea creștere economică să nu fie dată doar de consum, pentru că e sănătos. Spun, dacă nu producem suficient, atunci creșterea asta economică bazată pe măriri de salarii, de pensii și scutiri, la un moment dat se va întoarce tot împotriva noastră. Vorbeam de produsele românești în edițiile trecute, revin și astăzi mai multe firme din România, 56 exact, participă la un târg internațional de produse alimentare la Köln, în Germania. Târgul se numește Anuga. Gustă viitorul Taste the Future, el se desfășoară între 7 și 11 octombrie. Și partea bună e că 56 de firme din România au găsit înțelegere și din partea mediului de afaceri, a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, dar mai mult s-au implicat asociațiile patronale Rom Alimenta și APARO, Asociația pentru Promovare a Alimentului Românesc toți aceștia au pus mână de la mână și ideile și fonduri și 56 de firme participă cu un stand național al României. Sperăm ca și de această dată să-i cucerim. Problema e că din sutele de mii de vizitatori care trec pe acolo, ediția anterioară a avut aproape 200 de mii de vizitatori, Sigur, mulți vor trece pe la standul României, vor gusta din țuică, vor mânca un mic, se vor minuna ce bună e mămăliga, Problema e dacă aceste firme vor fi în continuare și ajutate să și vând dincolo. Să nu fie în țările din străinătate doar magazine cu produse românești și asta strict în comunitățile de români, da? În Spania, pe lângă Madrid sau undeva în zona Londrei. Pentru că străinii intră prea puțin în astfel de magazine. Nu ne facem cunoscuți. Deși ar fi o ocazie extraordinar de bună să ne... Să ne arătăm și noi ceea ce avem și, mai ales, să vindem, să aducem plus valoare. Până să aducem plus valoare și în acest domeniu, trebuie să învățăm acest lucru. Și unde învățăm? Începem de la școală. E adevărat, școala românească nu are o aplicare deosebită, mai ales în această perioadă, către învățământul agricol. Cândva zeci de licee agricole, școli profesionale, da, la ora actuală prea puține și în Aș spune în derizoriu, luate în râdere, ci cu o bază materială mai mult decât precară. E de remarcat faptul că la liceul agricol de aici, din zona Bucureștiului, și printr-o campanie a presiei în acest an, a fost o cerere fantastică de înscrieri, mai ales că uh, începem să vorbim de învățământ dual, da, sunt firme care fac contracte de colaborare cu acele licee, asigură elevilor. O masă caldă, au și o bursă mică, transport la școală. Gândiți-vă poate la anul pentru copiii dumneavoastră că liceele agricole nu sunt de Iar după terminarea liceului, e bătaie pe cei care termină uh, să fie angajați de firmele care au sponsorizat. Dar spuneam deocamdată, starea generală a învățământului agricol din România e una. Nu te apucă plânsul, dar prin eforturile celor care conduc liceele respective încă subzistă. Ei bine, toată lumea uh, vrea să facă ceva în acest domeniu. La Cluj. Uh... În relocă un simpozion la USAMV, acolo a fost prezent și fostul comisar european pentru agricultură, Dacian Cioloș. Evident, nu putea să lipsească învățământul agricol din discursul domniei sale și el vorbea de nevoia de resuscitare a învățământului agricol și cerea universităților din România să se implice în acest demers. Ce înseamnă implicarea în acest demers? Ca universitățile să tuteleze liceile agricole, să le ia sub aripa lor protectoare. Ce se întâmplă acum cu liceele agricole, sigur a ajuns și în atenția guvernului. Chiar ministrul Petre Daia a vorbit despre nevoia ca învățământul liceal agricol să capete o nouă față. AgroTV va prezentat o știre pe această temă, propun să o vedem și continuăm după aceea. La vizita sa în județul Iași, ministrul agriculturii Petre Daia a declarat că intenționează să preia liceele cu profil agricol. Acest lucru ar fi extrem de important pentru unitățile de învățământ preuniversitar. Este actul normativ în Parlament, e, e lege și sperăm că e, să iese cât mai repede și să realizăm ceea ce ne-am propus, cum de al realizăm pas cu pas și ceas de ceas, zi de zi, ceea ce există în programul de guvernare și vedeți și dumneavoastră acest lucru. Partea practică nu trebuie lăsată la o parte pentru că este cea mai importantă pentru viitorii agricultori. Când vom ajunge la Ministerul Agriculturii, ne ocupăm serios de această problemă pentru că nu se poate. Trebuie să pregătești practic și pregătirea practică presupune dotare, presupune cheltuieli, presupune strânsă absolut cu fermierii. Ei o să introducă la cu, cu, cu coordonare, gândim noi o coordonare dublă, atât de a inspectoratului, care va rămâne în continuare stăpânul diplomelor și al programei și e, direcțiile agricole. Agricultura care se ocupă de, de activitatea practică, în colaborare cu fermieri, pentru că laboratorul acum este pe câmp. Laboratorul este pe câmp, în utilajele, mașinile agricole, tractoarele, toată tehnica agricole este pe câmp și acolo trebuie să fie și e, și școala. Daia a avut ocazia să vadă produse realizate de elevii Liceului Agricol din Miroslava. Ministrul a recunoscut că nu a mai întâlnit o astfel de idee la vreun liceu din țară. E prima dată unde mă întâlnesc cu, cu o activitate concretă la un liceu agricol și... Da, așa, mi-a venit, mi venit ajutorul, te rog să iei banii. E prima dată când mă întâlnesc cu un asemenea exemplu practic și mă bucur că există o asemenea preocupare. Dați-vă seama cât de, cât de important este e, acest exemplu. Agricultura poate progresa doar dacă sunt specialiști, dotările necesare și multă determinare. Așadar, preocupare guvernamentală, avem declarația ministrului Petre Daia, rămâne să vedem ce se întâmplă. Aș mai aminti o singură declarație făcută la Cluj de fostul Comisar European pentru Agricultură. USAMV, și de fapt nu doar cea de la Cluj, ci toate universitățile agricole și de științe veterinare să preia responsabilitatea liceelor de agricultură, fiecare pe zona ei și să reconecteze baza materială a liceelor, care e foarte în suferință de multe ori cu cea a universitățile care s-au dezvoltat foarte bine. Că tot vorbeam de calitatea învățământului agricol în România, am să vă ofer o știre. Nu are legătură cu o școală agricolă, dar vorbește mult despre ce se întâmplă în sistemul românesc de educație. Acolo unde e în dezbatere o lege a manualelor. Dacă nu știați, căutați pe site-ul Ministerului că acces la internet în bandă largă are toată România, spun guvernanții. Uitați-vă și dumneavoastră ce așteaptă pe copii și dați-vă cu părerea, pentru că nu strică niciodată. Că așa s-a ajuns în situația ca la clasa A5 a elevii să învețe acum după un fel de, nu știu, compendiu, culegere de, de texte, nu știu. Ai la toate manualele un compendiu, sună absolut aiurea. În schimb, e important că avem un manual de sport tot pentru clasa A5. -a. Aia e un lucru bun, da? Măcar să îi pregătim să să poată fugi. Nu din țară, e adevărat, când dor să fie mari. Spuneam că ce se mai întâmplă în învățământul românesc e deja le, da? vă amintiți de tavanul căzut la o școală în București? Au fost imagini pe toate rețelele sociale, au dat și televiziunile. Până la urmă, copiii au fost mutați la alte școale, iar primăria a și pus la dispoziție o linie de navetă. Ei bine, se pare că e o modă, s-au mai gândit unii din Hunedoara. A căzut tavanul într-o sală de clasă, da? Nu știu dacă l-au provocat ei, dar pur și simplu a căzut tavanul într-o sală de clasă, de bine ce a fost întreținută și reparată, chiar în Deva, da? 300 de copii au fost mutați din școala respectivă, de teamă să nu vină părinții să-i caute printre cărămizi. Deci cam asta e pe alocuri starea învățământului românesc. Și vorbim de, de nivel european, de absorpție, de fonduri, de integrare, când nu suntem în stare să, să punem un domeniu la punct. Vă, fac o scurtă paranteză. A fost ieri un discurs în Franța, un discurs care o să spuneți și ce ne privește, al președintelui Franței Emmanuel Macron. Ei bine, da, ne privește pentru că președintele Macron e unul din cei care stabilesc viitorul Europei, da, inclusiv pe politica agricolă comună, unde Franța are un cuvânt bun de spus. Și acolo s-a vorbit din nou de Europa cu mai multe viteze, da, și noi riscăm să fim a cincea roată la căruță dacă nu ne trezim odată dacă nu ne stabilim niște obiective clare și dacă nu suntem serioși să le îndeplinim. Așa că și tot discursul a fost centrat pe zona euro. Da? Cum să acționeze zona euro în viitor? Sau, mă rog, o bună parte a, a discursului economic, al lui Macron. Ce facem noi? Noi nici măcar nu mai știm dacă vrem să aderăm la zona euro, pentru că proiecte avem, dar mai mult declarativ. Haideți să ne apropiem de, de finalul emisiunii. A fost o discuție la Ministerul Muncii între silvicultori și ministrul Iaulguța Vasilescu. Cei din silvicultură s-au plâns că vor un statut special și pensii mai mari. Uh, se va obține statutul de personal silvic, promite ministrul Ia Olguța Vasilescu. Despre salarii nu vă plângeți deocamdată. Chiar dacă se pleacă de la 1450 de lei minimul, salariile pădurarilor sunt la 4800 de lei, spun oficialii din minister. Acum nu e o sumă foarte mare, bănuiesc că pădurarul sărac nu trăiește numai din suma asta, dar el mai mult aleargă după cei care fură lemne din pădure. S-a discutat și de scăderea vârstei de pensionare de la 65 la 60 de ani, subiectele sunt în discuție și în evaluare. În schimb, avem și cu asta ne pregătim de încheiere, o veste bună. Dacă în alte părți din țară fermierii se laudă cu recolta de porumb, de soia, de orz, de grâu, de ce au făcut ei mai bun anul acesta, cei din județul Mureș se laudă cu recolta de urși, da? 100 de sesizări anul acesta referitoare la distrugeri provocate în agricultură de urși. Uh, au murit, au fost atacate zeci de animale, cele mai multe într-o zi, 17 oi au fost mâncate sau rupte de urs. Uh, vaci, culturi, a fost porumbul distrus, uh, oamenii s-au plâns la uh, Agenția pentru Protecția Mediului, șeful agenției spunea că, domnule, avem și un atac pe zi, Da, în primele 26 de zile din acest an am avut 26 de atacuri. Problema e următoarea. Există aprobare de la guvern, de la Ministerul Mediului pentru extragerea, mă rog, asta nu înseamnă împușcarea, ce ia frumos de guler și îl duce în altă parte, și relocarea a 140 de urși și 79 de lupi. Ei bine, asta pentru județul Mureș. Niciun fermier din județul Mureș, din cei care au suferit, nu a venit cu vreo cerere să ia ursul de pe cap. Așa că poate că ar fi bine uneori să ne mișcăm și noi să nu așteptăm să vină autoritățile. Avem multe de discutat, da, mănânc emisiunea de mâine, că și mâine e o seară. Aceasta a fost Agricultura cu un milion de fețe pentru dumneavoastră. O seară bună în continuare.